În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Iubiți credincioși, pentru că v-am obișnuit să vedeți simbolul predicii pe care urmează să vi-l adresez, încă de la început, printr-un obiect pe care îl țin în mână, am trecut data trecută prin struguri, am trecut mai de ună zi cu busuioc, cu multe alte și alte, cu spice de grâu, și m-am gândit toată slujba Maica Domnului cum ar putea să fie în posibilitatea mea de a ieși în față să vă spun câteva cuvinte înainte de praznicul cel mare al adormirii Maicii Domnului, timpul postului. Și m-am gândit că Dumnezeu răspunde la toate lucrurile, așa zis, neimportante din rugăciunile noastre. Și m-am rugat să-mi așeze la Maica Domnului o floare reprezentativă. Și cum sunt eu mai puțin atent decât credeți dumneavoastră că sunt cu amănuntele, m-am rugat, deși puteam să văd foarte simplu, când am ieșit cu cădenița de 2-3 ori, puteam să văd dacă am ceva acolo sau nu, și am zis, Doamne, merg pe mâna Ta și poate o să ai vreun crin de la care să iau și eu o pupă. Și uitați cât de bun este Dumnezeu. V-am spus aceasta ca să înțelegeți că Dumnezeu chiar ne respectă sinceritatea din rugăciune. Avem nevoie de pupa aceasta ca să am, în paralel cu vindecarea lunatică de care am să spun câteva cuvinte, și postul în care ne aflăm, dar mai ales marele praznic al adormirii Maicii Domnului. Am să vă spun câteva cuvinte totuși, ca să întoarcem puțin lucrurile. Am fost solicitat de dimineață cu un interviu scurt. Dacă se zice la mulți ani sau să trăiești cu numele, de 15 august. Și m-a luat Dumnezeu să lămuresc puțin un lucru, în primul rând pentru mine. Tot am încercat eu multe variante de a da explicații că se poate ura și acum, dar acum mi-a venit alt gând în cap. Și anume că, de fapt, sfinții pe care noi îi răznuim și ale căror onomastici nu le mai punem la îndoială așa cum punem acest mare praznic, au acea dată din calendar, data trecerii în viața de dincolo. Ori 15 august ce înseamnă? Nu acest lucru. E adevărat că derutant este faptul că avem și o data nașterii, dar este la fel de adevărat că trebuie să mă repet de data aceasta. V-am mai spus că omul are două date foarte importante în viața lui. Data nașterii și data în care află de ce. Data nașterii, data în care te-ai născut, este una stipulată în calendar, a trecut o moașă prima dată și așa rămâne, dar data la care afli de ce te-ai născut este mult mai importantă. Ei, tocmai pentru acest praznic s-a născut Maica Domnului, ca să fie prin adormire în sânul Sfintei Treimii. Așadar, nu vă sfiiți să spuneți să trăiți cu numele în ziua de 15 august. Dar să ne revenim la ale noastre. Suntem provocați în duminica de astăzi, duminica de dinaintea praznicului adormirii Maicii Domnului, în plin post, cu una dintre cele mai importante vindecări pe care Mântuitorul le-a făcut. Este vindecarea pe care a făcut-o pentru fiul unui tată. V-am mai spus și altă dată că foarte rar veți vedea pe holul spitalului un tată cu un copil de mână, foarte rar veți vedea chiar
un tată care își duce în mod regulat copilul la grădiniță sau la școală, veți vedea cu siguranță mai rar un tată care să umble și să găsească un medicament abia la 15-a farmacie, pentru că veți vedea mame făcând lucrul acesta. Dar astăzi vedem un tată care vine la Mântuitorul cu copilul de mână și spune: ai milă, pentru că rău pătimește și de multe ori îl aruncă în apă și de alte ori în foc. Le poți ceva ajuta. Și Mântuitorul, până să îl ajute, ascultă și ultima concluzie pe care o face tatăl acesta: că l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să vindece. Adică am ajuns la tine pentru că eu am respectat o anumită ierarhie. Nu m-am dus cu reclamația în băț direct la ministrul de interne, eu am luat-o cu etajul inferior, cu poliția locală și așa mai departe. Adică ne învață totuși o anumită ierarhizare și mai ales ne învață cum să prezentăm lucrurile. Nu să poți să te duci direct la nu știu ce ministru ca să-ți rezolvi problema, o iei de jos așa, de la colegi, de la părinții, primul rând, bă, tata, e bine să mă duc, nu e bine, bă, ta, ce zici? E așa a făcut și acest tată cu copilul lui, s-a dus să la ucenici și l-a rugat și probabil că vor fi făcut ei ceva, dar nu au avut rezultat. Și Mântuitorul spune: o, ne-am nepriceput, până când o fi cu voi, până când o voi îndura pe voi. Aduceți-l aici la mine. Și când l-a adus, a certat Duhul, Duhul a plecat și copilul a rămas sănătos. Mergând mai departe, ucenicii au așteptat un prilej să nu fie nimeni prin preajmă, ca să nu se strice imaginea. Și au întrebat direct: dar noi pentru ce n-am putut să-l vindecăm? Și Mântuitorul răspunde foarte simplu: acest neam de diavol nu este decât numai post și rugăciune. Și ucenicii au tăcut. Eu și în ziua de azi mă întreb, de ce au tăcut? Dar putea să întrebe foarte simplu, dacă eram eu acolo, Doamne ferește, să nu credeți acum că mă așez, fac vreo substituire de persoană. Dar eu vă spun sincer ce gândesc acum. Și de când tot citesc la Evanghelie așa asta, putea să întrebe, păi, post și rugăciune nu înseamnă ce facem noi? Așa, cu nonșalanță se întreabă, să știți. Păi adică ne spui o rețetă pe care noi o folosim, că este singura și noi aflăm acum că noi n-am putut să o folosim. Și atunci Mântuitorul, tot așa, într-un dialog anticipativ, parcă îl și aud: post și rugăciune înseamnă, deci, altceva decât ați înțeles voi. Post și rugăciune înseamnă total diferit de ceea ce credeți voi. Post și rugăciune nu înseamnă o definiție negativă. Să nu credeți că țineți post dacă nu mâncați. Țineți post dacă ajutați pe cineva să mănânce. Să nu credeți că țineți post dacă vă abțineți de vreun păcat. Țineți post numai atunci când ajutați pe cineva să devină virtuos. Să nu credeți că țineți post și neapărat Dumnezeu vă va ajuta cu ceva dacă veți întoarce spatele celuilalt cerând un timp, că vezi, Doamne, mai sunt 3 zile de post. Nu, ăsta e postul. Postul e să-l faci pe celălalt să se simtă în siguranță. Să-l faci pe celălalt să se simtă că-l iubești, nu că-l pui la punct. Cam așa sună în multe cupluri postul. Și nu acesta este postul. Și întreb eu, răspund eu la o întrebare pe care n-au îndrăznit
ucenicii să o adreseze. Păi postul nu e ceea ce scrie în carte? Nu! Cum? Vom spune pe foarte multe canale de comunicare și pe un ton răstit și pe un ton blând, același nu. V-ați amăgit, da. Deci nu e așa, nu. Dar cum este? Exact invers. Post înseamnă să faci, nu să nu faci. Post înseamnă să depășești limite, nu să-ți așezi limite. Post înseamnă fără hotar, nu să-ți așezi niște hotare. Post înseamnă că avem limita cerul. Limita postului este vindecarea. Astăzi Mântuitorul ne spune că Duhul a fost certat și a fost copilul vindecat prin faptul că l-a dat afară cu post și cu rugăciune. Ce post și ce rugăciune? Păi, în primul rând, rugăciunea a fost aceea că a chemat pe tatăl cu copil la el. A fost o rugăminte. Aduceți-l aici, la mine. Postul a fost unul de discreție. N-a zis, băi, fraților, la voi a venit și n-ați putut să-l facă. Uite ce zice tataie. Așa s-a întâmplat? Nu, cu discreție, a certat Duhul, ce faci mai aici? Tu nu vezi când încurci cu băiatul ăsta, dialogul dintre tată și fiul nu mai există, ce e? Ce-i cu tine? Și a plecat Duhul și a luat tâlbășița. Dacă ai curaj, după un post, să spui lucruri pe nume, cu siguranță că vei avea bucuria pe care a avut-o tatăl acela care a plecat cu copilul de mână. De altminte, putem să întoarcem această vindecare, să o luăm alegoric, să o luăm ca pe o parabolă. Ce înseamnă că un copil nu se mai înțelege cu tine? Că de multe ori Duhul îl aruncă în apă, de alte ori în foc. V-am mai zis și altă dată, dar vă repet că îmi place foarte mult. Înseamnă că dialogul are de suferit câteodată când are el chef să se certe, îl aruncă în foc și scoate foc pe nas și pe urechi și nu mai e ce să mai vorbești cu copilul. Greșești tu dacă încerci să vorbești cu copilul în situația respectivă. Și altă dată, când este plictisit și vrea să-ți servească o lecție, e rece ca gheața. Nu spune nimic. L-a aruncat în apă. În apă și în foc, cam astea sunt, să spunem așa, manifestările dialogului în neregulă dintre părți. Dar toată povestea aceasta are un alt substrat pe care l-am găsit acum de dimineață. Superficialitatea. De ce credeți că nu au insistat apostolii cu întrebarea, dar ce înseamnă post? Pentru că au fost superficial. De unde am eu acest tubeu să vă spun despre superficialitatea Sfinților Apostoli? Din faptul că au zis la două versete mai încolo. Și Mântuitorul a început să le vorbească cum că Fiul omului va intra în Ierusalim și va fi dat în mâna lor păcătoși care îl vor răstigni. Dar la treia zi va învia. Și ucenicii s-au întristat. Înseamnă că nici măcar nu au auzit până la capăt. Au auzit numai partea aia urâtă, partea aceea emoțională negativă. Va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și vor omorâ. În acel moment s-a închis comunicarea, s-a închis canalul. Nu au mai auzit. Și a treia zi va învia, pentru că dacă auzeau așa ceva, se veseleau. Dar prin faptul că ne spune Sfântul Evanghelist Matei și s-au întristat ucenicii, înseamnă că ei n-au mai avut răbdare. Asta înseamnă că au fost superficiali? Mie așa mi se pare. În calitate de cadru didactic, vă spun că așa se întâmplă cu toți studenții care, după ce primesc un anumit răspuns pentru o anumită parte dintr-o temă, nu mai au răbdare până la capăt să asculte finalul. Și se întristează sau se bucură înainte de vreme și, în general, atunci când nu trebuie. De ce? Pentru că numai la sfârșit se așează adevăratul dialog. Mântuitorul a vrut să-i facă pe ucenici și pe apostoli părtași, ca nu cumva să fie luați prin
să fie luați nepregătiți atunci când vor merge în Ierusalim și va fi zarva de o săptămână care se va cheia prost pentru unii, bine pentru alții. Superficialitatea despre care vreau să vă vorbesc câteva cuvinte astăzi este cheia postului. Postul nu se face așa cum vi se pare. Postul nu se ține numai așa la prima înfățișare. Postul, ca orice activitate a noastră, are un substrat pe care trebuie să îl așteptăm. Am avut un ucenic acum vreo 25 de ani, care venea întotdeauna și mă întreba ce are de făcut. Și cu câteva cuvinte, știți că nu vorbesc în altar cu nimeni, foarte niște directive foarte clare. Și îi răspuneam și nu aștepta să-i spun și ultimul cuvânt, că deja era afară pe ușa altarului și până la pangar, dacă vedea pe finul Soris, pe finul Vasilică, îi întreba, bă, știți voi cumva ce mi-a zis părintele să fac? Păi de să știi, mă, dacă tu erai acum, nu a fost de față când ai vorbit tu. Pentru că superficialitatea îl făcea să creadă că el a auzit tot. Dar nu avea răbdare să-i spun până la capăt unde se află respectivul lucru, dar el și uita după ce lucrul l-am trimis. Să știți că așa se întâmplă cu postul. Noi luăm manuale, ne uităm și 99% dintre manuale o să înceapă postul, înseamnă să nu. Să nu faci aia, să nu faci ailaltă. Foarte târziu în definiții veți găsi cât un să faci și foarte târziu în istoria emoțională a postitorului va simți ce înseamnă postul. Una este să citești. De exemplu, dacă citim într-o rețetă, îi spui cuiva, dă și mie rețeta de cozonaș, nu știu ce, prăjitură. Dacă acolo, iată femeie, după ce dacă face cozonaș sau o prăjitură de 30-40 de ani, nu poate să-ți scrie acolo că, de fapt, s-ar putea să fie o făină mai umedă față de alta și asta se drege cu un vârf de linguriță de zahăr mai mult sau mai puțin, cu drojdie și așa mai departe, nu poți să scrii acolo, că nu știe ce o să găsești tu, dacă ai făină 3 nule sau făină 5 nule. Nu scrie asta. Și chiar dacă ar scrie, pachetul ăla, de unde să știi că tu ai o bucătărie în care ia abur toată ziua sau este una după toată rânduiala cu un aer uscat? Părumește dry. Dacă după o rețetă nu poți să faci o prăjitură la fel de gustoasă ca a celui pe care tu crezi că o copiezi, credeți că rețeta postului este altceva? În primul rând, în rețetă, nu poți să scrii acolo cât de mult îl iubești pe cel căruia îi faci prăjitura respectivă și nu o să-ți iasă niciodată dacă nu ai acest ingredient. Iubirea pe care o ai pentru cel căruia gătești este un ingredient indispensabil. Așa e și cu postul. Degeaba ai frigiderul plin de vânăză tofu și de tot felul de năzdrăvănii, dacă nu ai dragostea pentru sărbătoarea care vine. Nu o să țin același post pentru Crăciun, cum țin post pentru Adormirea Maicii Domnului, cum țin postul mare sau pentru Sfinții Apostoli. Dar sunt diferite. E ca și când fac o mâncare pentru o categorie oarecare de invitați. Pentru fiecare în parte fac de ceva. Unul vine, românește, la țol festiv și trebuie să fac ceva mai aranjat. Altul vine de la o muncă în grădină la care eu l-am chemat și trebuie să gătesc și lui. Și pentru fiecare în parte, aceeași dragoste trebuie să se împartă fiecăruia în mod personalizat. Acesta este postul. Nu vă amăgiți că postul este o dovă, așa, hai să postim. Postul înseamnă o implicare. V-ați gândit vreodată că postul acesta al Adormirii Maicii Domnului este unul total deosebit de alte posturi?
Este un post al mamei. Este un post în care, de drag, trebuie să înmulțești altuia libertatea. De drag și de bucurie pentru a-i aduna pe toți la un loc, îi chemi și încingi grătarul și așezi niște capia, niște ciuperci, niște porumb. Asta înseamnă postul pentru asta. Nu o să faci pe asta de Crăciun. De Crăciun faci altceva, o să vă vezi la vremea cuvenită. Dar important este să personalizăm inclusiv postul, pentru că postul care putea să-l vindece pe acel copil trebuia să fie personalizat pe dialogul dintre tată și copil, care nu mai funcționa. Și n-am văzut empatia apostolilor cu tatăl, care de-al minteri i-a și reclamat că n-au fost în stare. Probabil că dacă ar fi fost o empatie, băi, nene, uite, și noi suntem pe aici, dar știi, noi suntem mai aprigi așa, noi ne trezim de dimineață, ne ducem la pescuit, altceva, uite, hai că să-l întrebăm pe învățătorul, că sigur are o rețetă. Păi nu, măi, eu am venit la voi să fac. Păi da, dar uite, ai venit la noi ca să te ducem la el. Mă, că nu poți să faci ceva și nu-ți iese ceva. Și eu am atâția fii duhovnicești, unii chiar ne rugăm de ani de zile să se întâmple ceva. Și am zis, păi, hai să... Uite, ne rugăm la Dumnezeu că noi nu mai putem. Mai mult de atâta nu pot să fac. Uite, asta este. Și încet, încet Dumnezeu trimite cât un răspuns. Că de fapt ne-a dat, dar n-am văzut. Că de fapt e mai bine așa și mi-aduc aminte de o soră care se tot ducea la Părintele Asenie și că să se mărite, că să mărite, că să mărite. Și după câteva intervenții, rugăciuni, câțiva, adică zic 10-15 ani, a zis, soro, dacă ai ști câte femei bătute de bărbați, căsătorite cu acte neregulă am văzut eu, cred că nu ți-ar mai trebui. Trebuie să știi ce te rogi. Adică ce te rogi? Să vină derbedeul să-ți rupă fața. Trebuie să știm că Dumnezeu ne și dă răspuns. Ei, omului acelui i-a dat Dumnezeu un răspuns foarte clar. Și l-a dat și apostolilor. Dar ei n-au înțeles. De ce? Că n-au fost atenți până la sfârșit. Noi suntem atenți până la sfârșit, nu suntem atenți până la sfârșit. Zicem că știm că ne-am rugat într-un fel și n-a ieșit. Stai mă, că a ieșit. Păi cum te-a ieșit? A ieșit și n-ai văzut. Adică să ne luăm gândul, gata. Am făcut ce ținea de noi, acum schimbăm foaia. Păi, fraților, schimbatul foii, aici este maximum de tot ceea ce înseamnă darea la o parte a superficialului. Superficialitatea nu o să zică niciodată dă foaia. O, încălnici, lasă, mai merge, lasă așa, poate mai iese mai încolo. Bă, tată, gata, am încercat, gata, schimbăm foaia. Ce o să facem? Nu o să plâng toată viața, nu o să-mi plâng de milă. Trebuie să schimbăm foaia. Fraților, această intervenție a Mântuitorului peste neputința ucenicilor ne învață și pe noi, exact cum ne-a spus el, din pricina necredinței voastre. Pentru că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice multele acestuia, du-te și se va muta. Înseamnă că noi nu avem credință suficientă. Noi am vrea ca celălalt să se schimbe, dar noi să rămânem la fel. Noi am vrea ca celălalt să facă ce o face, dar să aranjeze lucrurile, încât noi să rămânem pe aceleași ale noastre. Noi credem, de exemplu, că familia e numai de un singur fel. Și nu e de un singur fel. Cel care eșuează, în general, în viața de familie, este cel care a trăit într-o familie care a ieșuat înainte. Și atunci ce facem? O reparăm familia noastră? Nu trebuie să o reparăm pe a lui. Pe a lui de unde? Din cap. Din emoțiile lui. Să zic, băi băiete, uite care-i treaba. Eu sunt soția ta, nu sunt mama ta. De la mine să n-ai pretenții ca la orice greșeală să mânca la mama. Că nu e așa. Da, dar știu ce vă spun. Știu câți prieteni o să fac acum. Dar mi-asum. Trebuie să schimbăm foaia, fraților. În sensul că
toți ucenicii au zis, a, păi și noi postim și noi suntem cu, lângă Mântuitorul, învățătorul vindecă și noi suntem beneficiarii, tot, dolce, farmiente. Ei nu făceau nimic și era foarte bine. E, da, acum ne-a zis Mântuitorul, băi, fraților, hai că se îngroașă pluma, mergem în Ierusalim și la cine a fost? Și s-au întristat că nici măcar nu au fost în stare să spună, Doamne, dar nu te supăra, dar uite, ne-ai zis-o pe asta, că din cauza necredinței, păi noi nu credem, te avem aici în față, chiar nu credem, păi nu credeți, mă, păi de ce? Păi stai să vezi, mergem în Ierusalim și o să fugiți ca puterințile. Ceea ce s-a și întâmplat. Păi noi nu postim, postim, postiți degeaba, mă. Păi ăla-i post, ăla-i post să stai nemâncat, nu ăla-i post să stai nemâncat. Trebuie să te hrănești cu altceva, cu bucuria că l-ai ajutat pe cineva să mănânce, ai postul, nu să stai nemâncat. Un postitor adevărat nu o să simtă foame niciodată. Un postitor adevărat se va bucura când din ceea ce a pus el deoparte poate să hrănească pe altcineva. Înseamnă că postul nu înseamnă să nu mănânci, înseamnă să îi dai altuia să mănânce. Postul mai înseamnă ceva. Să dai din timpul tău, să zici că n-ai material să dai nimic. Uite, să zicem că eu azi dimineață nu mai aveam ce să mai dau, dau slavă Domnului și a zis, uite, mă trezesc o jumătate de oră înainte. Atât am putut pentru astăzi să dau. Și o să mai rămân o jumătate de oră în plus în biserică. Ca să fac 12 ore de când sunt. La ora 4 jumătate eram aici. Cu o bucurie fantastică. Pentru că asta înseamnă postul. Nu înseamnă să stau nemâncat. Înseamnă să nu mai am nevoie să mănânc. Și lucrul acesta se reglează prin bucurie, prin dragoste. Pentru că este postul închinat Maicii Domnului, postul mamei. Mama ce face? Nu doarme, nu mănâncă, nu este liniștită dacă puiul ei face un singur scâncet într-o noapte și se trezește dintr-un nesomn. Ăsta e postul la care suntem chemați acum. Postul adevărat este postul cu care Mântuitorul a vindecat pe lunatic. Este postul cu care a arătat tuturor cum se face. Dar noi nu vedem decât așa până la sfârșit. Noi vedem superficial. A, e 13, mai sunt 9 zile. A, se termină și postul ăsta. Păi în asta constă terminarea postului. Terminarea postului înseamnă epuizarea unui câmp energetic prin dăruire către ceilalți. Și praznicul înseamnă reîncărcarea de 100 de ori sau de 1000 de ori a rezervorului ca să dăm mai departe. Asta este postul. Din postul ăsta vom zice muntelui acestuia, du-te mai încolo. Dacă noi am avea credință cât un grăunte de muștar, credeți că n-am zice bulevardului Mircea să se acopere cu bitum? Am putea. Dar noi nu mergem până la capăt. Noi ne gândim numai că e șantier și uite ce ne-am urcat. Noi ne gândim numai că uite băi ăștia ce vor să facă cu noi. Ne gândim și acum dacă vor fi două benzi de duș și două de întors spre Ferdinand, în loc să ne vedem de ale noastre. Fiecare, dacă și-ar vedea de ale lui, cu siguranță că am avea inclusiv o cetate frumoasă. Iubiți credincioși, la sfârșitul postului spre care ne îndreptăm pași repezi, să tragem linie și să vedem până unde am fost atenți până la capăt, pentru că vom vedea până unde am fost superficiali de cele mai multe ori. Și dacă vom constata unde este superficialitatea, să insistăm acolo unde am simțit că n-am avut răbdare suficientă, n-am avut urechi de auzit și copiii noștri nu au putut să dialogueze cu noi. Să știți că, în general, această aruncare în apă sau în foc se datorează părinților, nu copiilor. Pentru că părinții sunt cei care n-au suficientă răbdare să le ascultă zimă, zim tot. N-are nimeni până la capăt curajul să spună, hai că te aud până la capăt. Nu. Cum zice la două vorbe, păi e departe. Păi vreau să-ți văd cum zice, golania aia, lasă-l numai să spună până la capăt. Poate că între golanii ăia
aduni mai multe argumente să-i spui de ce să nu se ducă. Dar lasă-l să spună tot. Păi, dar ce interesant, iată, grup, așa e locutare, dar ce, zici și mie așa două lucruri. Ce ai învățat de locutare în 5 ani de zile de prietenie? Păi și când vezi că se blochează, a, zici, mergi mai departe, nu, că nu am vrut să te... Dar nu am vrut să te deranjez, nu, fii mai departe. I-ai băgat oricum casă, bă. Îți dai seama că ceva e în regulă. Asta înseamnă că ai început să înveți comunicarea. Comunicarea e până la capăt. Lasă-l să spună tot. Lasă-l să spună pe unde se duce, când se întoarce. Dacă poate să spună când se întoarce. Zic, bă, dar nu trebuie să spui când te întorci. Că poate mai întârzi, poate dacă... Să-i dai și argument. Să-i dai argument întotdeauna. Să se lege de ceea ce ai zis tu, nu să inventeze el. Că inventează 100 de cărări. Măcar dacă se duce pe cărarea pe care ai dat-o tu. De exemplu, eu când m-am dus să opresc muzica, să opresc, să la 3:30 săptămâna trecută, să-mi las nepoții în casă, măcar după ce plec eu, să fie liniște, m-am dus și am văzut că era acolo un tămbălău mare de tot. Pot să... Și am încercat să le ofer eu o posibilitate de a se scuza. Zic, fraților, pe cine trebuie să îmbrățișez să-i zic la mulți ani? Că bănuiesc că este o aniversare. Oh, gata, le-am dat imediat o posibilitate de a se uita în ochii mei. Da, Daniel, da, e ziua locutare, e locutarea născuie voastră. Gata, e un îmbrățișat. Pentru că asta înseamnă dialogul. Dacă venea cu faptul cel, bă, chem poliția locală, faptul. Bine, pentru ce am chemat pe ora aia? Cine răspundea de la dispecerat, unui nebun la 3:30, că ce aveți? Dar măcar au rămas surprinși că le-am servit inclusiv argumentul. Așa se întâmplă. Dialogul între tatăl acela și copil deja a început să se simtă după ce Mântuitorul a binecuvântat, a certat Duhul și a dat mai încolo. Era Duhul superficialității. Tatăl acela credea că el a făcut chiar totul pentru fiul său. Nu făcuse chiar totul. Mersese la 5 pe farmacie să caute Panadol. Aproape, acum vreo 3 luni s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu se găsea Panadol pe nicăieri. Și foarte puțini insistau până la 20-a farmacie. Eu am găsit de la 15-lea telefon. Că trebuie să mă spovedesc și eu. Dar dacă n-ai răbdare până la capăt, nu poți să faci nimic. Fiecare cu ce poate. Unul cu fugă, altul cu mașina, altul cu telefonul. Asta este. Dar important este să investești dragoste în a rezolva o problemă. Tatăl acela a crezut că dacă își dă copilul la școală, la Harvard, dacă l-a avut la liceu, la Constanța, la Mircea și nu știu ce, el a făcut totul. L-a meditat la matematică, l-a meditat la chimie, engleză face de când se știe, am bonă, vorbitoare nativ, păi ce? Ia uite, și nu vorbește cu mine, s-o să răstești la mine. Asta e educația în ziua de astăzi. Și ne mirăm că nu avem dialog? Păi nu avem dialog, că noi nu-l deschidem, noi nu-l întreținem. Întrețineți-l frumos. Mă, că vine la 3 dimineața și se întâmplă că tu aștepți ploaia de perseide, ai și o scuză. Știi, n-am dormit, că nu, că era mie de timp. Și hai să stăm, ce mi-ai făcut, tare. Deja îi dai lui un argument, bă, tata nu-i nebun. S-a uitat și el pe cer, că scris ăștia că numărul perseide pe secundă e mai mare în noaptea asta. Gata, m-am scos. Și încet, ce stai de vorbă, ce mi-ai făcut, cu cine mi-ai fost, în alta? Asta e dialog. Dacă zici, bine mă, la ora asta, nu știu ce mă, că vii la 12 și e 3. N-ai făcut nimic. A dezgheța apele sau a încălzi o atmosferă înseamnă cu totul și totul altceva. Exact cum înseamnă postul altceva decât am crezut noi până astăzi. Vă dau un canon că mai sunt 2 zile de post. Astăzi să țineți într-o atmosferă deosebită, cum și duminica trecută a fost cu pești, acum este numai cu grătare cu porumb, cu ciuperci și cu capia. Să vedeți ce atmosferă este. Nu să vă ceară nimeni altceva, vă spun sincer, pentru că foarte mult contează atmosfera creată. Nu să vă ceară nimeni altceva, vă spun din proprie experiență. Încercați-o și voi să vedeți ce bucurie este. Și în atmosfera aceasta de post se creează marea legătură a discuțiilor
dialogul, internship-ul. Să vedeți ce frumos încep relațiile să funcționeze. Cum te faci tu că n-ai timp să întorci capia și să duci altcineva, cum să faci o rânduială. Și încet, încet, din acest schimb emoțional de calități, nu mai știi care e gazda și care este oaspetele, deja a trecut ziua și mai auzit de post. Și vine Sfântă Mărie. Vedeți, încet, încet, așa se dă cu copiii. Încet, încet, s-a terminat liceul, s-a terminat facultatea și începe viața. Tot așa, de la un fel la altul. Să nu se știe cine e copilul și cine este părintele și în acest balans vom învăța dialogul. Că dacă eu mereu sunt numai părintele, n-am niciun haz. Înseamnă că autoritatea mea este, am zis și am bătut pumnul în masă și n-am făcut nimic. Zice ca mine și face ca el. Dar dacă eu adun niște amintiri față de copilul din mine și dacă tot ceea ce înseamnă această stare de conștiință că și eu am părinți, am avut și am o parte, înseamnă că deja copilul învață care este adevăratul sens al copilăriei spre maturitate, ca în partea cealaltă să vezi sensul maturității către copilărie, să nu uiți de ce ți-ai promis. Să nu uiți, dai. Iubiți credincioși, e o atmosferă din care eu nu mai vreau să ies. O atmosferă în care simt că v-am spus că vi s-a vindecat copilul. O atmosferă în care v-am spus că m-ați rugat să mutăm munții și am mutat. O atmosferă în care suntem conștienți că tot ceea ce ne-am rugat am primit. Ne mai rămâne ceva, să fim conștienți că tot ceea ce ne-am rugat să primim, am primit. Așa se ne știu.